Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Noul Testament, Evanghelia după Luca, capitolul 15. Vom citi de la versetul 17 la 24 inclusiv. Pagina în Scriptură 1010. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți viselul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, am primit de la Dumnezeu dreptul să fim în viață și astăzi și ne bucurăm de acest har. Eu știu că nu toți oamenii care l-au avut ieri, îl au și astăzi. Am petrecut 3 zile cu grupa de familii 40 ani în tabără și am avut 4 seminarii, am avut părtășie, ne-am apropiat unii de alții și împreună de Domnul. Și v-am spus ca să vă rugați pentru noi. Știu că v-ați rugat și vreau să vă mulțumesc. Am avut un timp minunat pentru sufletul nostru. În seara aceasta suntem aici. Este o seară de sărbătoare. Cu câteva săptămâni în urmă am fost la o altă sărbătoare. Era dedicată mamelor, soțiilor, femeilor. Seara aceasta este dedicată taților, soților, bărbaților. Și tot ce facem se învârte în jurul persoanei lor. Este adevărat că închinarea noastră o datorăm lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu Fiul și lui Dumnezeu Duhul Sfânt, dar subiectul nostru de învățătură se îndreaptă înspre această categorie de ascultători în mod special, dar în mod general se îndreaptă către toți cei care sunt prezenți în sanctuar, indiferent de vârstă. De ziua mamei, fratele Marius Lunga, care ne vizita, ne-a explicat cât produce o femeie în familia ei. Și eu vă spuneam atunci că în seara aceasta o să vă spun cât produce un bărbat. Am să vă spun că un bărbat produce restul. Și produce tot ce mai este nevoie până la abundență. Până la avea tot ce trebuie în casă. De la ce produce o femeie până la tot ce trebuie este problema bărbatului. Nu sunt sigur dacă e mai mult sau e mai puțin, dar și femeile și bărbații știu care este răspunsul. Vreau în această seară, cu ajutorul Domnului, stând în fața Domnului cu toată responsabilitatea împreună cu dumneavoastră, să privim lucrurile ca niște oameni mari, ca unii care am trecut prin viață și n-am trecut degeaba, și să ne aducem aminte de faptul că sărbătoarea aceasta, ziua Tatălui, Father's Day, este o sărbătoare mai veche de 100 de ani și se practică în peste 52 de țări dintre țările lumii. Asta înseamnă că mai bine de un sfert din țările lumii practică sărbătoarea aceasta când copiii, în mod special, dar și soția, se uită la tata, se uită la soț și apreciază meritele lui, ostenelile lui, îl apreciază pe el ca persoană și contribuția lui. Ideea acestei sărbători s-a născut
cu scopul acesta să aprecieze prezența Tatălui, echilibrând în felul acesta sărbătoarea mamelor. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre excelența Tatălui, așa cum am vorbit acum câteva săptămâni despre excelența mamei. Sigur, oricât aș vrea să fiu de obiectiv și de asemănător cu ceea ce am spus data trecută, dat fiind faptul că femeile sunt foarte diferite de bărbați și cuvântul meu va fi diferit, aș vrea să vorbesc despre trei bărbați. Trei bărbați care au marcat istoria. Primul e un om, al doilea e un alt om și al treilea sunt mulți oameni. Probabil că vă este greu să înțelegeți ce vreau să spun înainte să explic. În primul rând vreau să vorbesc despre bărbatul care a falimentat, adică despre Adam. Adam a fost primul om făcut de Dumnezeu și primul om făcut de Dumnezeu a fost bărbat. El este exemplul bărbatului care a falimentat pentru că dintr-un anumit punct de vedere este reprezentantul bărbaților în mod special și este reprezentantul tuturor oamenilor la modul general. Falimentul lui Adam a fost între el și Dumnezeu în primul rând. Și aceasta ne spune că întotdeauna când un bărbat falimentează, falimentează pentru că în primul rând falimentează între el și Dumnezeu. Asta sigur, desigur nu mă refer la faliment în sport, în business, în politică. Observați că soția și împrejurările vieții au determinat în mare măsură falimentul primului bărbat al lui Adam. Opinia mea personală, desigur sunt și alte opinii, spun că opinia mea, ca să știți că nu este un lucru clar în Scriptură, opinia mea este că Eva a fost amăgită de diavolul, în timp ce Adam, în mod conștient, a mâncat din fructul oprit, manifestând neascultare față de Dumnezeu, fără să fie amăgit. Când spun lucrul acesta, mă gândesc la ceea ce explica Pavel puțin mai târziu, în prima sa scrisoare către Timotei, unde în capitolul 2, versetul 13, spune următorul lucru: și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de încălcarea poruncii. Desigur, nu putem înțelege foarte multe lucruri din această afirmație, dar cât trebuie, înțelegem. Indiferent de factorii de influență care au determinat gestul lui Adam, a primului bărbat, important este că Dumnezeu l-a făcut responsabil pe el de ceea ce s-a întâmplat. Păcatul a avut consecințe dramatice pentru relația lui cu Dumnezeu și pentru confortul și viitorul lui și a membrilor familiei lui, dar și a tuturor celorlalți oameni care au trăit, trăiesc și vor mai trăi pe terra până la revenirea Mântuitorului. Adam este prototipul bărbatului care a falimentat și care a adus umanitatea într-o condiție de păcat. Și toți oamenii care se nasc sub incidența păcatului datorită falimentului lui. Al doilea bărbat despre care vreau să vorbesc este bărbatul care a restaurat, și acesta este Iisus, este Domnul Iisus. Mântuitorul a fost bărbat și în cultura evreilor lucrul acesta a fost bine cunoscut. În general, persoanele Trinității și orice altă revelație a lui Dumnezeu este la genul masculin. Începând cu profeția din Genesa, capitolul 3, versetul 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, tu îi vei zdrobi călcâiul, aceasta însă îți va zdrobi capul. Începând cu această profeție, Mesia a devenit marea așteptare a evreilor, a devenit restauratorul pe care l-au așteptat toate generațiile pentru aproximativ 4.000 de ani. Fiecare femeie care dătea naștere unui copil spera să-l nască pe Mesia, motiv pentru care nașterea unui băiat a devenit superioară nașterii unei fete. Datorită falimentului Evei, în special, și altor factori culturali și de circumstanță în general, femeia a devenit stigmatizată în istoria omenirii. Apostolul Pavel reia acest subiect și spune trei lucruri despre femeie.
Cel puțin trei, pentru că înainte mai spune vreo două care sunt interpretabile. Primul dintre cele trei care este categoric, femeia a fost făcută a doua, timp în care bărbatul a fost făcut primul. Și această ordine a priorităților nu e nici întâmplătoare, nici lipsită de importanță. 2. Femeia a fost amăgită de diavolul și s-a făcut vinovată de încălcarea poruncii primare. Citiți 1 Timotei, capitolul 2, versetele 13 și 14. 3. Femeia a fost amăgită de diavolul și s-a făcut vinovată și rușinea femeii va fi ridicată de peste ea prin faptul că așa cum căderea a venit prin ea, tot prin ea va veni și restaurarea, pentru că Mesia se va naște din femeie. Priviți versetul 13. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Versetul 14. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de încălcarea poruncii. Priviți versetul 15. Totuși, ea va fi mântuită, femeia va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiește în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Dragii mei, prin Eva a venit rușinea, prin Eva a venit falimentul și Adam a confirmat rușinea și falimentul ei. Dar tot prin Eva a venit și Mântuitorul, fiindcă el s-a născut dintr-o femeie. Prin femeie s-a prăbușit și a falimentat neamul de oameni. Și tot prin femeie s-a restaurat neamul de oameni. Noi toți suntem născuți din femeie, dar Hristos a fost născut din fecioară, într-o condiție de excepție și absolut inexplicabilă. Iisus a murit pentru păcat, restaurând în felul acesta oamenii de sub autoritatea diavolului. Și ce a stricat primul bărbat, Adam, a restaurat al doilea bărbat, Iisus. Și Pavel reia ideea aceasta și în Romani, în capitolul 5, vorbește mult, punând în comparație pe primul bărbat, Adam, și pe al doilea bărbat, Iisus. Eu am să citesc doar versetul 19. Căci prin neascultarea unui singur om, unui singur bărbat, cei mai mulți au fost făcuți păcătoși. Tot așa, prin ascultarea unui singur om, unui singur bărbat, cei mai mulți vor fi făcuți neprihăniți. Roman, capitolul 5, versetul 19. Bărbatul care a falimentat este Adam. Bărbatul care a restaurat este Iisus. Însă bărbatul care a beneficiat sunt eu, ești dumneata și sunt toți bărbații de pe fața pământului. Și acum aș vrea să vorbesc puțin despre bărbații aceștia. Toți bărbații din lume sunt beneficiarii mântuirii restauratorului Iisus Hristos. Și toți bărbații pot primi binecuvântarea ca bărbați, ca soți și tați. Un exemplu grăitor la care eu nu rămân este cel amintit de fratele David la îndemnul pentru rugăciune. Imaginea celor doi tați și când îi punem lângă, unul lângă altul, este izbitoare diferența. Priviți la Avram și la nepotul lui Lot și priviți la prioritățile și valorile pe care le-au avut, unul diferit de celălalt. Priviți unde a ajuns primul și unde a ajuns al doilea. Priviți unde sunt copiii primului și unde sunt copiii celui de al doilea. Priviți ce s-a întâmplat cu soția primului și ce s-a întâmplat cu soția celui de al doilea. Priviți ce s-a întâmplat cu nepoții primului și cu nepoții celui de al doilea. Și priviți la neamurile de oameni care au descins din ei și ce sunt ei astăzi. Exemplul însă pe care eu vreau să vi-l ofer în această seară este exemplul lui Corneliu. Corneliu a fost un ofițer roman, asta înseamnă că, fiind contemporan cu Mântuitorul Iisus Hristos și cu apostolii, el a fost un comandant peste 100 de ostași. Sutaș înseamnă un ofițer pe care comandă 100 de ostași. Acest bărbat a fost un model pentru toate generațiile de bărbați. Și a fost un model deoarece el a devenit un model, nu s-a născut un model, el n-a fost evreu. El a fost roman și odată cu frontul, fiind ofițer angajat în armata romană, s-a dus la război și și-a câștigat existența luptând pentru imperiul din care făcea parte. El a avut o religie care era compatibilă cu religia națională.
A avut o cultură romană, ca și religia lui. Omul acesta a avut o etnie, era roman. Când a ajuns în Israel, s-a confruntat cu o altă religie, cu o altă cultură și cu o altă etnie. Priviți, vă rog, însă, că omul acesta a fost un bărbat realizat intelectual. Și Dumnezeu apreciază realizările intelectuale. Priviți că a fost un bărbat realizat profesional. Omul acesta conducea 100 de oameni. Priviți că a fost un bărbat realizat material. Priviți că a fost un bărbat realizat familial. Scriptura ne spune că a avut mult interes pentru familia lui și când el l-a găsit pe Iisus și când Petru a venit să îi explice mai bine, Scriptura ne spune că familia lui, rudele lui și prietenii lui erau cu el în casă. A fost un om de familie. A fost un om care n-a putut să mănânce singur când a avut ce mânca. A fost un om care n-a putut să doarmă singur când a avut timp să doarmă. Tot timpul și-a luat familia cu el când a avut ceva de oferit. Tot timpul și-a chemat rudele atunci când a avut ceva de împărțit. A fost un om care a dat, a fost un om înțelept, a avut o atitudine de patriarh. Și într-o paranteză spunând, bărbații se nasc băieți și pot muri băieți. Și folosesc cuvintele băiat, bărbat și patriarh nu din punct de vedere al slujbei, ci din punct de vedere al maturității. Bărbații se nasc băieți și pot muri băieți chiar dacă devin bărbați ca și vârstă și devin bătrâni, dar pot rămâne băieți ca și maturitate. De la băiat la bărbat nu se trece doar prin vârstă, ci se trece prin atitudinea de maturitate și de acceptarea responsabilităților. Dar niciun băiat nu-i chema să devină bărbat, ci e chema să devină patriarh. Și îl privim pe Corneliu și chiar dacă n-a fost evreu și chiar dacă nu îi se potrivește titlul de patriarh din punct de vedere profetic sau din punct de vedere pastoral, sau preoțesc, el a fost ca un fel de patriarh, pentru că s-a îngrijit nu doar de copiii și de nevasta lui, s-a îngrijit de rudele lui. Influența lui spirituală s-a vărsat dincolo de casa lui, dincolo de limitele gardului proprietății lui. Un băiat e chemat să se căsătorească și să nască copii prin soția lui și atunci devine bărbat. Bărbat din punct de vedere fizic, bărbat din punct de vedere al vârstei, dar sunt băieți care se căsătoresc și nu devin niciodată bărbați ca asumându-și responsabilitățile. Tot timpul sunt trași după ei de o femeie pe care o nefericesc și pe care s-ar putea să o abandoneze cândva. Și niciodată influența lor pozitivă nu este bună pentru soție și pentru copii. Și niciodată influența lui nu este bună dincolo de soție și de copii pentru nepoți, pentru cumnați, pentru verișori, pentru unchi și mătuși și pentru celelalte categorii de rudenii de gradul 2 și 3. De ce? El niciodată nu ajunge bărbat. Simplu fapt că se căsătorește nu-l face bărbat din punct de vedere spiritual, îl face bărbat din punct de vedere al vârstei. Dar patriarh, nici atât. Să fii un patriarh înseamnă să fii ca Avraam. Avraam a fost un patriarh pentru că Dumnezeu l-a calificat spunând, știu că este în stare pentru el, pentru copiii lui și pentru celelalte categorii. Avraam l-a influențat pe Lot, Avraam i-a influențat pe nepoții lui, Avraam a influențat toți oamenii în jurul căruia a stat. E o atitudine de patriarh. Văd în biserică anumite persoane care se întâlnesc de sărbători cu copiii și se întâlnesc de sărbători cu nepoții. Și se întâlnesc de sărbători cu verișorii și stau toți 5-6 familii, 10 familii la un loc și se apropie unul de altul și se ajută și se iubesc și se respectă și nu capătă moda aceasta americană a fi individualist. Eu onorez astfel de oameni, eu cinstesc astfel de oameni și apreciez astfel de oameni. Atunci când eu ajung la 60-70 de ani, dacă Dumnezeu îmi va îngădui viață, onoarea pe care o am să privesc în urmă la experiența pe care mi-a dat-o Dumnezeu în atâtea zeci de ani, vreau să fie folosită pentru copiii mei și pentru copiii copiilor lor. De ce să mă duc în țărâna pământului cu tot ce am învățat într-o viață? De ce să-l las pe copilul meu să treacă și el pe unde am trecut eu și să nu-i spun tainele vieții așa cum le-am învățat eu, plângând ca un pribeac călătorind? De ce să stau singur? Și de ce să nu-mi suport copiii? Și de ce ei să nu mă suporte pe mine? Simplu fapt că nu vor să-și petreacă sărbătorile cu mine demonstrează lipsa de relație dintre mine și ei. Un patriarh își strânge copiii.
își strânge nepoții, își strânge rudele și petrec împreună. Pentru că el este respectat în grupa aceasta de oameni. Toți privesc spre el cu respect ca spre tata, ca spre bunicul, ca spre un om de la care putem învăța. O persoană care atunci când spune la rugăciune, toată lumea se oprește și se roagă. Avram a fost un astfel de om și Corneliu a fost un astfel de om. Chiar dacă a fost într-o altă manieră diferită de Avram, desigur, nu-i putem compara nici prin chemare, nici prin experiență, dar l-am luat pe Corneliu doar pentru faptul că e un personaj destul de rar prezentat, timp în care Avram este foarte bătătorit, e prezentat mereu și mereu. Și vreau să vă spun că venind dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, dintr-o altă etnie, este extraordinar. Pentru că în primul rând a fost cucernic. În al doilea rând a fost temător de Dumnezeu. În al treilea rând și-a influențat casa ca să fie temătoare de Dumnezeu. Observat, Scriptura nu spune că a fost temător de Dumnezeu. Scriptura spune următoarele cuvinte, capitolul 10, versetul 2. Acesta era un om cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Stimați bărbați, neastră știți că eu am dreptate când spun următorul lucru. Este greu să fii un om temător de Dumnezeu, dar este extraordinar de greu să-ți influențezi familia să fie temătoare de Dumnezeu. Este foarte greu să-ți influențezi familia să fie temătoare de Dumnezeu. Pentru că, în general, copiii când cresc, îmbrățișează alte principii de viață. Își cheltuie timpul altfel, se separă de babaci. Și nu mai vor să-și petreacă sărbătorile cu ei. Nu mai vor să fie așa de mult împreună. Scriptura ne spune că omul acesta era temător de Dumnezeu, dar împreună cu toată familia. Acceptă-te rog că de multe ori te rogi și te rogi singur, că nu vor să vină copiii la rugăciune. Sunt tot la computer și sunt tot în downtown și nu se mai satură nici de computer și nici de downtown. Și ofițerul ăsta se temea de Domnul împreună cu toată casa lui. Acceptați că e o mare performanță. Și era roman. Și n-avea nicio legătură cu evreii. Și convertirea lui este extraordinară. Omul acesta primește revelația printr-un înger. Dumnezeu îl cinstește cu această experiență spirituală. Și priviți că este respectos față de Petru, față de predicatorul pe care îl trimite Dumnezeu. Scriptura ne spune că în cultura lui omul s-a manifestat, s-a închinat la predicator. Dar Petru i-a spus, ridică-te, nu te închina, că eu sunt doar un om. Petru a fost atent și n-a luat ceea ce nu era al lui, era al lui Dumnezeu. Dar omul acesta a fost foarte respectos. Un om cucernic este respectos, nu-i obraznic, nu-i tupeist, nu-i îndrăznesc ca să facă pe cineva de rușine. Un om cucernic e un om cu bun simț, e un om amabil, e un om curtenitor, e un om bun la suflet, este un om politicos. Este un om cu bun simț și el era așa, dar nu doar el, și casa lui. Lucrul acesta nu-i puțin. Deloc. Priviți că a fost un om realizat spiritual pentru mântuirea sufletului și a familiei, a trecut dincolo de barierele religioase, culturale și etnice. Neastră știți cât de mult ținem noi la cultura românească și nu-i rău. Neastră știți cât ținem noi la etnia românească și nu-i rău. Neastră știți cât ținem noi la tradiția românească și nu-i rău. Dar omul acesta a avut și el o cultură, o etnie și o religie. Și vreau să vă spun că le-a dat la o parte și a îmbrățișat ceva nou, ce nu se potrivea nici cu cultura lui, nici cu religia lui și nici cu obiceiurile lui etnice. Pentru că mântuirea sufletului și a familiei a fost mai importantă pentru el decât cultura. El n-a făcut un Dumnezeu nici din cultură, nici din etnie și nici din religie. El a făcut ceva ce romanii nu făceau. Romanii aveau alți zei, aveau altă cultură, erau un alt popor. Dar omul acesta l-a cunoscut pe Iisus și împreună cu toată casa lui s-a alipit de ceva nou și a devenit parte dintr-o religie nouă, dintr-o cultură nouă și dintr-o etnie nouă. Omul acesta a avut atâta minte să înțeleagă că religia tradițională nu mântuiește, că etnia are importanța ei, dar nu mântuiește.
Și că elementele de cultură sunt importante, noi nu venim de nicăieri, suntem români și ținem la asta, dar mântuirea sufletului nu are legătură cu lucrurile astea. A trecut peste aceste bariere care nu sunt deloc mici și numai când suntem puși în situația să facem diferența între mântuire și aceste lucruri care sunt de pe pământ, știm cât de mult ținem la ele și cât de importante sunt. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că cea mai mare criză cu care se confruntă generația noastră astăzi este criza de tați. Este punctul meu de vedere și poate fi atacat, bineînțeles. Cea mai mare criză cu care se confruntă societatea noastră nu este în primul rând criza de mame, ci este criza de tați. Pentru că, în general, ceea ce face o mamă ține mai mult de domeniul afectiv și, în general, mamele sunt mai aproape de ce ar trebui să facă decât tații. Pentru că ceea ce fac tații ține de domeniul cognitiv, ține de domeniul rațional, ține de principii, pentru că asta este structura unui bărbat. Începând cu anii 60, în special când a fost promovat feminismul, bărbații au intrat într-o criză de identitate puternică. Și cea mai mare criză care astăzi există în lume este criza de modele pentru generația aceasta. Mai ales pentru băieți. Toți băieții se uită după un model. În general, băiatul se uită după tata să vadă un model în el. Cu ce confuzie credeți că este în mintea lui dacă îl vede bârfind? Sau îl vede certându-se? Sau îl vede de obicei venind târziu la biserică? Sau făcând alte și alte și alte lucruri pe care nu le mai amintesc? Ce credeți că este în mintea lui? Ce fel de model este acesta și la ce îi servește? Îi servește sau îi deservește? Cea mai mare criză cu care se confruntă societatea noastră este criza de modele, criza de bărbați. Dumnezeu a încredințat bărbaților foarte multe lucruri și în mod special lucrurile din afara casei sunt încredințate bărbaților, în special lucrurile din interiorul casei sunt încredințate femeilor. Eu nu discut acum societatea agrară sau tehnologică, nu mă interesează lucrurile astea, eu le discut din perspectivă biblică și spirituală. Scriptura ne spune că există Dumnezeu Tatăl și Fiul și există bărbat și femeie. Și în ierarhia făcută de Pavel, la limita de jos este Iisus, iar la limita de sus, pe pământ, este bărbatul. Eu nu vorbesc aici de superioritate, eu vorbesc aici de responsabilități. Cea mai mare criză astăzi este criza de bărbați. Neascultarea acestor copii, revolta lor, destrăbălarea lor, știți ce spune? Spune că astăzi există criză de bărbați, există criză de tați. Unde sunt tații acestor copii? Unde sunt soții acestor femei? Aceste cuvinte se îndreaptă înspre fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Pentru fiecare este ca o săgeată. Săgeata aceasta nu trebuie să ne omoare, trebuie doar să ne corecteze. Fraților, dacă bărbații din biserică nu mai sunt bărbați și devin niște materialiști, niște oportuniști, niște oameni cu ochii pe poziții, pe comitete și pe pastorații și pe nu știu ce, cu tot felul de politici și de lucruri, biserica aceea e sortită pieirii, ori vor conduce femeile. Dacă societatea aceasta nu mai are bărbați care să o conducă, nu mai are niciun viitor. Pentru că Dumnezeu vorbește de bărbați când vorbește despre conducere. Și când vorbește despre autoritate, vorbește despre bărbați. Eu nu neglijez rolul femeilor, nici aportul lor, ci spun doar ce spune Scriptura. Trăim o criză teribilă de bărbați, de tați, de soți. Când spun asta, nu spun faptul că nu sunt tați, sunt, că altfel n-ar fi copii. Și eu mă refer la modele după voia lui Dumnezeu. Am ieșit alaltăr dintr-un magazin și am avut un gust foarte amar în sufletul meu. Când am văzut o fetiță, probabil de 3 anișori, 4 anișori, era frumoasă ca o zână, ca o prințesă. Și era ținută de mână de tatăl ei. O imagine de bărbat monstruos ca ăsta am văzut rare ori în viața mea. Era îmbrăcat foarte sumar, era cald. Și era tatuat din cap până în picioare sub forma unei pânze de păianjen. Și avea o coadă până aici la curea, jos, coada de păr, părul era lung, legat în coadă până aici,
și era tatuat tot. Avea impresia că ești într-un film de groază. Era atâta contradicție, o contradicție mizerabilă între imaginea lui dezgustătoare și prințesa aceea de fată. M-am uitat după ei și m-am gândit, Doamne, ce se va întâmpla cu fata aceasta? În ce valori crește ea în familia ei? Cât libertinaz și nebunie este acolo? Câtă necunoștință de valorile morale ale lui Dumnezeu, de bun simț, de decență? Când se uită la tatăl ei înfășurat într-o pânză de păianjen, imaginați-vă că pânza aceasta de păianjen cu care era tatuat se asociază cu alte lucruri, că nu numai ăsta e baiul. Cine își permite să iasă așa în lume, își mai permite încă 1100 de lucruri vecine și rudă cu asta. Și m-am gândit, ce va ieși din copilul acesta? Foarte probabil că va ieși un copil bun, dar cel mai probabil că nu. De ce? Pentru că există o mare criză de tați. De tați de calitate, de soți de calitate, de bărbați după voia lui Dumnezeu. Se nasc băieți, se căsătoresc băieți și mor băieți. Nu mai devin bărbați la maturitate, să nu mai vorbesc de patriarhi. Spun, I don't care de mama, I don't care de tata, I don't care de fratele meu, I don't care de toată lumea. Avram n-a fost așa. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt așa. Un patriarh are grijă spirituală și își întinde tentaculele de influență spirituală peste cât mai mulți. Mă apropii de încheiere spunându-vă faptul că statutul unui tată este să fie preot, este să fie profet și este să fie rege. Vă aduc aminte de pilda aceea când Domnul Iisus Hristos spune că cineva, având nevoie la miezul nopții de pâine și nu avea, a primit un prieten care a venit din călătorie, s-a dus la prietenul lui, care foarte probabil că era vecin, și a vrut să împrumute pâine, dar prietenul lui încuiase ușa și n-a vrut să-i deschidă. Și când a venit la ușă și i-a răspuns, nu vreau să-ți deschid, a și motivat de ce, și a spus următorul lucru. Ușa e încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, e noapte și noaptea e timp pentru somn împreună cu familia, nu mă deranja, te rog. Un tată care a fost un rege pentru copilul lui, învățându-l că noaptea trebuie să-și petrești timpul în casă, trebuie să încui ușa după ce copilul a intrat, nu înainte să intre, și el și-a condus copiii înspre o viață normală, înspre o viață decentă. Pilda aceasta este în Scriptură și Domnul ne-o spune că noi învățăm din ea sau nu, problema noastră. Dar un bărbat trebuie să fie rege, să-și conducă familia. Desigur, toate acestea sunt idealuri pe care fiecare dintre noi reușim să le împlinim 70, 80, 90, 99%, poate pentru cei aproape de săvârșiți. Și tot la fel calitate de preot și calitate de profet. Dar pentru că mai sunt doar câteva minute, aș vrea revenind la Corneliu, să vă spun că omul ăsta nu s-a căsătorit nici pentru companie, nici pentru avere, nici pentru distracții, nici pentru bani, nici pentru copii, și împreună cu familia lui l-a găsit pe Dumnezeu. Și dacă ar fi să ne dea un sfat, probabil că ne-ar spune următorul lucru. Nu vă mulțumiți cu lucrurile de pe pământ. Mântuiți-vă sufletul și familia. Probabil că Adam ne-ar spune, ascultă de Dumnezeu mai mult decât de soție. Probabil că Noe ar spune, salvează-ți mai întâi casa și apoi restul lumii. Cain ar spune, pocăiește-te de invidie înainte ca invidia să te conducă să omori pe cineva. Lot ar spune, alege mai întâi oamenii și apoi locul unde te muți. Iov ar spune, bucură-te de ce ai astăzi, pentru că mâine s-ar putea să nu mai ai. Faraon ar spune, nu te juca cu Dumnezeu, că până la urmă pierzi. Iosua spune, păstrează-ți familia lângă tine, indiferent de ce fac ceilalți. Moise ar spune, ascultă țocru, nu-l disprețui. Iar socru ar spune, sfătuiește-ți bine ginerii, nu-i chema și toată ziua glume în sus și glume în jos. Dovedește-te ca un bărbat matur și ca un om care dai niște sfaturi și sănătoase și serioase, dincolo de glume și de fotbal. Și astea-s bune, dar la locul lor. Eli probabil că ar spune, nu-ți idolatriza copiii. Elcana probabil că ar spune, ajută-ți soția și înțelege-o atunci când plânge, că nu plânge degeaba.
Avram ar spune, nu lăsa valorile să-ți distrugă relațiile. Eu am acceptat să pierd material, dar să nu strig relația cu nepotul meu, măcar că a fost un oportunist și un materialist. Noe și Lot ar spune, nu te apropia de alcool, că îți vei pierde familia, cum am făcut eu, sau noi. Samson ar spune, ascultă-ți părinții când te căsătorești. Gehazi probabil că ar spune, nu fi lacom. Dima ar spune, nu iubi lumea, că o să pleci din biserică. Tatăl fiului risipitor ar spune, primește-ți copilul înapoi, indiferent ce a făcut, e copilul tău. Acan ar spune, nu aduce acasă lucrurile pieritoare și nepermise. Iar Pavel probabil că ar spune, trăiește doar pentru Iisus. Dragii mei, în general oamenii nu prețuiesc ceea ce au. Probabil că mai sunt în această adunare oameni care în copilărie au crescut fără tată ca și mine. Valoarea unui tată nu o poți da atunci când îl ai, ci o poți da doar atunci când nu-l ai. Cine are un tată, în principiu, nu-l prețuiește prea mult. Și tot amână să-l viziteze, să-l ajute, să-i dea un telefon, tot amână. Și când aude că a murit, intră în criză și restul vieții îl mustră conștiința. Am crescut fără tată și o copilărie fără tată e o copilărie complicată. E foarte complicată. E complicată pentru că tatăl nu poate fi înlocuit de mamă. Am auzit oameni care spun, lasă că e o mamă bună și o să fie și tată. Ascultați-mă bine, nici o mamă nu poate să fie tată. O mamă poate cel mult să fie o mamă bună și atât. Un tată poate să fie doar un bărbat. O femeie niciodată nu poate să fie tată, oricât de bună ar fi. Poate să fie cel mult o mamă bună. După cum o mamă nu poate fi înlocuită, nici un tată nu poate fi înlocuit. Un tată înseamnă mai mult decât orice altceva atunci când nu-l mai ai. Dragi copii, dragi tineri, dacă aveți tați, propuneți-vă în seara aceasta să regretați toate atitudinile voastre de neascultare. Știți voi de câte ori s-au dus tații voștri să se culce plângând datorită la prostiile pe care le faceți și n-ați câștigat nimic din ele. La ce va folosi că oamenii ăștia care v-au dat viață și v-au hrănit s-au dus să se culce cu inima frântă pentru niște lucruri atât de puțin importante? Și voi v-ați propus că o să fiți mai cuminți mâine și nici mâine n-ați fost. Și în seara aceasta vă rog, confruntați-vă cu această provocare. De ce rupeți inima taților voștri? Eu nu mai am tată și voi într-o zi o să fiți ca mine și nu o să-i mai aveți și o să vă pară rău că astăzi v-am vorbit și nu m-ați ascultat. Să vă respectați tații. Să vă duceți la ei și să le spuneți, îți mulțumesc, tată, că m-ai crescut și apreciez foarte mult tot ce ai făcut pentru mine, să știi că te iubesc. Când îl vezi făcând ceva, du-te și ajută-l. Când vrei să pleci în oraș, dacă e acasă, vorbește-i personal, iar dacă nu e acasă, dă-i telefon și spune, tati, vreau să merg în oraș. Ce părere ai, la ce oră ți-ar place să mă întorc? Și dacă spune la 10, spune, tati, te rog frumos, am 20 de ani, hai să fie 10 jumate sau 11, vorbește cu tatăl tău, nu-l înfrunta, nu câștigi nimic, omul ăla ți-a dat viață, omul ăla a muncit pentru tine, omul ăla probabil s-a compromis, sigur nu trebuia, dar a făcut-o de dragul tău, de ce vrei să-i rupi inima? În seara aceasta vreau să te pocăiești, nu aștepta să ajungi în situația mea când nu mai ai față de cine să te mai pocăiești, pentru că tatăl tău nu mai este în viață. Iar dacă sunteți un tată și probabil că ați manifestat neglijență față de copii și au crescut cu școala duminicală, au crescut cu cine știe cine și sunteți nemulțumiți de comportamentele lor, acceptați faptul că nimeni nu vă poate înlocui. Sunteți așa de importanți încât nimeni nu vă poate înlocui. O babysitteră poate să stea cu copilul, dar nu poate să fie tată. Eu nu vorbesc împotriva acestei metode. Vorbesc doar de faptul că copiii au nevoie de noi. Și vă rog în această seară să vă uitați la fiii dumneavoastră, că s-au făcut mari, și la fiicele dumneavoastră de asemenea. Și în seara aceasta să stăm înaintea Domnului. Știți cât de mare e valoarea unui tată? Tot timpul am fost speriat și mi-a fost frică, pentru că n-am avut un tată. Cu mine n-a sărit nimeni niciodată. De când mă știu am fost singur.
A trebuit să fac ceva ca să am ce să mănânc, ca să am cu ce să mă îmbrac. De cele mai multe ori m-am îmbrăcat cu haine pe care mi le-au oferit vecinii. Dacă ai un copil, te rog, ocupă-te de el. Ocupă-te și de frați, ocupă-te și de lucru, ocupă-te și de casă, ocupă-te și de mașină, dar crede-mă că mai important decât orice sunt proprii copii. Investește în ei. Fii un tată de calitate, fii un tată matur. Ia-l pe copil cu tine, învață-l să râdă, învață-l să plângă, învață-l să se roage, să citească din Biblie. Nu va fi perfect, nici dumneata nu ești, dar va fi un copil bun. Fă lucrul acesta, propune-ți acum să faci aceste lucruri. Mă urmărește lipsa tatălui din copilărie. O grămadă de traume sunt în viața mea din pricina aceasta și o grămadă de amintiri negre tot încerc să le împing undeva în neștiință. Un tată nu poate fi înlocuit cu niciun ban din lume, cu niciun computer, cu nicio mașină sport, cu nicio experiență, cu nicio călătorie în nu știu unde. Nu poate fi înlocuit cu nimic. Un tată este o ființă specială. Dacă ești o astfel de ființă, te rog, fii pentru copilul tău. Spune-i în această seară Domnului: Doamne, îmi pare rău că n-am fost mai mult ceea ce trebuia să fiu pentru copiii mei. Iar dacă ești un copil și nu ți-ai respectat părinții, te rog, regretă și corectează-ți comportamentul acum cât mai ai față de cine să-l corectezi. Dragii mei, aș vrea să ne rugăm Domnului. E un subiect foarte sensibil. Tata și mama sunt persoane speciale. Pot muri la 100 de ani ca și chinezii, dar indiferent ce vârstă au, ei n-au vârstă când mor. Pentru că mama și tata când mor, n-au vârstă. Sunt persoanele acelea pe care nu le poate înlocui nimeni. Și odată cu ei moare o parte din noi. Atâta timp cât mai avem copiii lângă noi și când mai avem părinți în viață, să fim oameni, dar să fim oameni după această carte. Iar dacă în seara aceasta putem să corectăm ceva, este păcat înaintea cerului și înaintea pământului dacă nu o facem. Pentru că Domnul a vorbit, iar noi trebuie să auzim. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betania.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia